la conferința de presă organizată de Partidul Național Liberal, Organizația Focșani. Am alături de mine pe doamna viceprimară Ana Maria Dimitriu. Motivul pentru care v-am solicitat să fiți prezenți la această conferință de presă reprezintă ședințele succesive ordinară din data de 15 a lunii a 7-a și extraordinară din data de astăzi, convocate, spunem noi, înainte de termen, chiar și cea ordinară, întrucât de obicei ședințele ordinare se convoacă și se desfășoară la sfârșitul, către sfârșitul lunii. Motivul pentru care domnul primar a planificat, a dat ordin, a dat dispoziție de primar pentru convocarea acestei ședințe, îl reprezintă, spune dânsul, bugetul, urgența și suspendarea aplicării bugetului votat în data de 10 mai și aprobată de către Consiliul Local. Noi, majoritatea din Consiliul Local, PNL USR Plus, credem că nu bugetul municipiului Focșani îl reprezintă motivul principal, ci faptul că prin amendamentele și prin adoptarea bugetului de către majoritatea din Consiliul Local, noi am tăiat sursele și posibilitățile de sifonare, de cheltuire în interes propriu sau în interesul mai unor grupuri aparținând Partidului Social Democrat. Și, mă repet, ăsta reprezintă motivul principal. Prin amendamentele propuse de către noi, Partidul Național Liberal a încercat să diminueze, să reducă la optim cheltuirea banului public. Unul dintre amendamentele făcute în acest sens îl reprezintă reducerea fondului de salarii alocat poliției locale. După cum știți, și vă reamintesc că noi am propus diminuarea cu 50% a sumei alocate poliției locale, în felul acesta, trecându-se la de alarmă și încercând să-l determinăm pe domnul primar să reorganizeze activitatea acestei instituții. În urma analizelor făcute de către noi și aduse în spațiu public, comunicate în spațiu public, prin comparație cu alte poliții locale, este vorba de Poliția Locală de la Suceava, dar și cea de la Arad, și comparând pe funcții și salarii, la salarii de bază, dar și la sporuri, a rezultat că Poliția Locală din Focșani cheltuie cu 1.689.726 de lei mai mult, în condițiile în care polițiștii de la Focșani ar fi angajați la Suceava. O altă instituție mare, energofagă, consumatoare de bani, o reprezintă parkingul. Ca urmare a refuzului bugetului de venituri, a rectificării, a modificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, la sfârșitul anului 2020, primarul municipiului Focșani, pentru că dânsului, în conformitate cu codul administrativ, dânsul poate propune reorganizarea acestei societăți aflate în subordinea Consiliului Local și noi, consilierii majoritari, am aprobat desființarea Poliției Locale și trecerea ei în subordinea directă a primarului. În felul acesta se reduc posturile foarte bine renumerate de la această instituție. Spre exemplu, directorul de la parking are un salariu de aproximativ 14.000 de lei, 140 de milioane vechi. Reducând posturile din structura parkingului și trecându-le în subordinea directă, deci în aparatul primăriei, se reduc numeroase posturi și în felul acesta se realizează o economie semnificativă și semnificativă la cheltuielile bugetului municipiului Focșani. Noi, majoritatea, nu ne dorim să reducem salariile, ne dorim să reorganizăm activitatea astfel încât posturi inutile din organigrama, din aparatul primarului municipiului Focșani, gen
consilier personal, care sunt în număr de 4 existențe în organigramă, 7 persoane la comunicare, 11 persoane în corpul de control. Prin dimensionarea corespunzătoare a numărului existent de angajați în aceste compartimente, în felul acesta reușim și să dimensionăm corespunzător numărul de angajați, astfel încât per total Primăria Municipiului Focșani să nu cheltuie sume imense cu funcționarea, așa cum rezultă tot dintr-o analiză comparativă, în sensul că la Focșani, Primăria Municipiului Focșani, dintr-o analiză reală, nu așa cum ne-a fost prezentată de către primarul Municipiului Focșani, cheltuielile reale nu sunt așa cum rezultă în forma prezentată de dânsul, de 50% la secțiunea dezvoltare și 50% la secțiunea funcționare, ci sunt de 70% la secțiunea de funcționare și doar 30% la secțiunea de dezvoltare. Mă repet și subliniez și întăresc faptul că primarul municipiului Focșani și PSD nu-și dorește, nu se perpelesc de grija cetățenilor, așa cum afirmă, nu-și rup hainele de pe ei din cauza și motivele și pentru motivele pe care le invocă dânsii, afirmând că nu sunt bani pentru iluminatul public, așa cum au afirmat de curând, și motivul principal pentru care ne-au convocat la ședința extraordinară de îndată astăzi, ci pentru că noi, consilierii PNL USR Plus, îi împiedicăm să mai risipească banul public. Vă mulțumesc. Deocamdată. Dau cuvântul doamnei viceprimar. Mulțumesc, domnule lider de grup. Da, eu aș vrea doar să precizez faptul că în ședința de ieri a Consiliului Local, ședința ordinară de ieri, un proiect înscris pe ordinea de zi, care vizează încetarea unui contract de vânzare-cumpărare a unei locuințe ANL, este culmea tupeului primarului în funcție. Și o să vă și explic de ce. La începutul anului, în momentul în care aveam atribuții legate de fondul locativ, am descoperit că un funcționar public, da, angajat în anul 2018, când și-a cumpărat această locuință ANL, angajat la Serviciul de Taxe și Impozite, chiar pe postul de șef serviciu, prin numirea de către primarul municipiului Focșani, a reușit să-și șteargă proprietatea personală de la rol pentru a putea beneficia de cumpărarea unei locuințe ANL. Iată că din 2018 până în 2021 sunt niște ani în care tăinuirea primarului spune foarte multe. Cum am aflat acest lucru? Am și depus plângere penală și aștept cu interes toate lucrurile care se vor întâmpla din acest caz. Și culmea tupeului primarului municipiului Focșani să vină cu această încetare de contract, care încalcă, în primul rând, hotărârea de Consiliul Local numărul 83 din 2015, care privește regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL, prin care spune la articolul 19 că aceste contracte de vânzare-cumpărare, care sunt încheiate cu încălcarea dispozițiilor prevăzute în legea 152/1998 privind înființarea ANL, sunt lovite de nulitate absolută. Iar articolul 20 spune că depistarea acestor cazuri și sesizarea instanțelor judecătorești pentru constatarea nulității și restabilirea situației anterioare se fac prin grija instituției prefectului. Proiectul este nelegal, deoarece în acest caz avem de-a face cu nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare, pentru că, încă o dată precizez, conform hotărârii de Consiliul Local 2015 ce privește regulamentul de organizare de vânzare locuințe ANL, încalcă legea ANL numărul 152/1998 și articolul 1246 din Codul Civil. Mai mult decât atât, nu știu cum au întocmit un raport favorabil cei de la Serviciul Patrimoniu, și mă refer aici strict la șeful de serviciu, și mai mult decât atât, acest domn care așa a permis să facă acest lucru să fie mutat ca să-i se poată șterge urmele de la Serviciul Taxe și Impozite, culmea la acest serviciu patrimoniu care manageriază fondul locativ, adică aceste locuințe ANL. Așadar,
primarul municipiului Focșani este acuzat prin plângerea penală de tăinuire și aștept cu nerăbdare să răspundă pentru aceste fapte ilegale și să nu ne vorbească nouă de conștiință și de faptul că îl îngrijorează viața focșanenilor, el fiind doar preocupat de șefia PSD pentru care sacrifică soarta focșanenilor fără nici măcar un grad de resentiment. Eu atât am avut de spus și dacă dumneavoastră aveți întrebări, cu mare drag. Ați mai avut discuții cu salariații primăriei sau din instituțiile subordonate în ultimele zile, referitor la buget, la faptul că nu și-au luat banii de atâta timp, totuși? Ei ce spun? Da, pot să vă răspund eu. Chiar astăzi m-am întâlnit cu asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități, care mi-au relatat faptul că sunt amenințați de către Direcția de Asistență Socială Focșani, că nu li se vor reînnoi contractele de muncă, ceea ce este un abuz în funcție. Și conform legii asistenților personali 446, dacă nu mă înșel, pe 2006, sau 448 pe 2006, sper să nu greșesc, 448 pe 2006, li se încalcă un drept câștigat și un drept pe care îl au dumnealor dobândit. Mai mult mi s-au plâns de comportamentul deloc adecvat a celor de la asistența socială, a unora dintre aceștia, drept pentru care m-am deplasat acolo și, într-adevăr, am fost uimită să văd pe propria piele comportamentul arogant și lipsa de empatie a acestor angajați și am atras încă o dată atenția, dacă răspund la comenzile primarului prin care acești oameni nu își pot duce mai departe vechimea în muncă, pentru că odată ce nu continui cu un contract de muncă, își pierd, într-adevăr, niște drepturi dobândite până la momentul respectiv, dacă nu li se acordă sporurile necesare, pentru că, de exemplu, sporul de COVID sau stimulentul pentru vătămare, dumnealor, nu l-au primit, au fost amenințați la momentele când aveau acele vouchere de vacanță că ce le trebuie, adică persoanele acestea, practic, au ajuns la mila celor de la DAS, practic cerșându-și un drept câștigat. Așadar, încă o dată, fac apel la toate instituțiile subordonate Consiliului Local, că acest comportament neadecvat, care nu face cinste nimănui, să înceteze, pentru că dumnealor se află în funcțiile și pe scaunele acelea, datorită tuturor focșănenilor care sunt contribuabili și care, datorită taxelor și impozitelor plătite, acești domni, doamne, de pe acele scaune își primesc salariile. În acest moment, aceste drepturi despre care vorbeați și indemnizațiile persoanelor cu handicap și salariile asistenților personale se pot plăti? Eu am discutat, cum am spus, cu dumnealor și le-am explicat punctual situația bugetului local. Dumnealor au înțeles, pentru că sunt niște oameni cu care poți colabora foarte normal. Și au văzut și din mediul public și din știrile pe care dumneavoastră le dați că pe data de 21 iulie este recursul pe care l-a înaintat Consiliul Local împotriva sindicatului care a blocat acest buget al municipiului Focșani și au înțeles că pe data de 21, dacă recursul va fi cel câștigător la Curtea de Apel Galați, pe 22 putem face o ședință de Consiliul Local unde toate lucrurile vor intra pe făgașul lor normal. Iar în cazul în care instanța va menține suspendarea? Nu aș vrea să mă pronunț, aștept data de 21 iulie, în momentul la care voi fi prezent în instanță. În legat de ședința de astăzi, în care cred că primarul a solicitat sume pentru a plăti factura la energie electrică, cel puțin pentru că înțeleg că e o situație în care ar fi primit o somație legată de iluminatul public în Focșani. Primarul municipiului Focșani va trebui să învețe administrație. Din păcate o face la nivel politic. Dumnealui știe foarte clar că nu poate abroga ceva ce și-a făcut deja
a produs efecte, a intrat în circuitul civil, vorbind de hotărârea de Consiliul Local, care este suspendată în momentul de față, și dumneavoastră ar trebui să aștepte, da, ca instanța să se pronunțe, pentru că o hotărâre judecătorească este mai presus decât una administrativă. Asta trebuie să învețe dumneavoastră. Și presupun că va învăța într-un final, dacă își dorește. Dacă nu își dorește, o să rămână la același stadiu. Există acest risc de a municipiul Bocșan să rămână fără curent electric în ceea ce privește iluminatul public? Da. Dacă Misăilă mâine dă ordin să se oprească iluminatul public, se va opri. Pe cui se dă ordin? Cui se dă ordin? Celor din instituțiile publice subordonate Consiliului Local să oprească luminile de la tabloul electric. Este în stare și credeți-mă că tot ce a făcut arată clar ura acestui primar împotriva focșănenilor, indiferent de categoria socială, indiferent de unde își desfășoară dumnealor activitatea. Și lucrul acesta se poate întâmpla. Da? Dacă ne uităm la protestele spontane ale angajaților pe care efectiv dumnealui i-a împins de la spate. Știm foarte bine un sindicat, da, 23 de oameni care au semnat pentru această hotărâre față de cei 168 care sunt angajați în primăria Focșani. Deci nu sunt reprezentativ pentru primăria Focșani 23 de persoane. Deci este în stare, într-adevăr, și putem să ne așteptăm la cei mai rău. Uitați-vă la oraș, da, plin de insecte, de rozătoare, de căpușe, de purici. Mai nou am aflat că sunt în grădina publică. Adică, da, este în stare de orice. Deci spuneți că, practic, nu este posibil ca această întrerupere a furnizării energiei electrice în Focșani și în să intervină de la electrica sub nicio formă. Aveți idee de presiuni care s-ar face din interiorul, nu știu, PNL-ului către conducerea electrică pentru a acționa într-un anumit fel față de această întrerupere a energiei electrice? Nu, sunt doar speculații ale primarului, sub nicio formă nu sunt adevărate. Dânsul pune presiune, cum de altfel, pe toate subiectele, pe toate propunerile pe care le face dânsul prin proiecte de hotărâri către, în Consiliul Local și acolo unde noi, consilierii majoritari, nu suntem de acord, încearcă să ne determine, să ne constrângă, să ne constrângă, pună presiune publică, mediatică, dorindu-și în felul acesta să noi să votăm ceea ce dânsul ne propune. Numai că noi analizăm foarte bine, nu suntem de acord, cum de altfel cred că s-a și observat de la începutul mandatului, încercăm și spunem noi, chiar reușim să corectăm abuzurile administrative pe care administrația Misăilă și PSD le-au făcut de 30 de ani în municipiul Focșani. Exemplele sunt numeroase, fiindcă dânsii tot insistă și insistă, aș spune eu, fără rușine, cu proiecte pe care le-am analizat și am demonstrat public că sunt exagerate, sunt ilegale, cum este de altfel propunerea de la Asociația de la ADI, de dezvoltare intercomunitară în ceea ce privește sistemul de modernizare iluminat public, iluminat festiv și întreținere, sistem de iluminare, unde sumele sunt halucinante, unde propunerile pentru scoaterea la licitație sunt între 5 și 12% mai mare decât piața liberă. Eu chiar zilele trecute am solicitat unei primării, de succes, care din fericire este și liberală, cum de altfel sunt toate primăriile din județul Vrancea, care ne-a pus la dispoziție o copie după devizul lor, este vorba de primăria Răstoarca, care a realizat integral modernizarea sistemului de iluminat și unde prețurile sunt așa cum a rezultat din analiza pe care am făcut-o noi prin inginerii pe care îi avem la Partidul Național Liberal, ingineri cu specialitatea în electricitate. Am chiar la îndemână și în față. Noi am arătat că și la prețuri minimale, chiar și la prețuri maximale, însemnând
aparate foarte moderne și de foarte mare calitate. Prețurile sunt undeva la de 2-3 ori mai mici decât ceea ce ne-a propus Primăria Municipiului Focșani. Prețurile pentru aceleași corpuri de iluminat, despre ele este vorba, bine, diferențele sunt majore și în ceea ce privește iluminatul festiv și în ceea ce privește întreținerea. Nu o să reiau acum tot ceea ce am spus la alte conferințe de presă. Prețurile sunt și în cazul Primăriei Răstoaca și dacă o să aveți curiozitatea sau dacă o să treceți pe acolo pe timp de noapte, o să vedeți, în special pe strada principală, fără să-i exagerez, arată ca un oraș, ca un sat, ca o comună a luminii, unde iluminatul public este foarte bine realizat și prețurile sunt comparativ cu prețurile propuse de către Primăria Focșani de 3 ori și chiar de 4 ori mai mici. Nu mai spun de cheltuielile inutile și exagerate făcute, de exemplu, că tot s-a vorbit și s-a pus presiune pe noi, majoritatea din Consiliul Local, pe PNL, în ceea ce privește clubul sportiv. În urma analizei pe care am făcut-o ca urmare a solicitării noastre, ne-au fost puse la dispoziție într-un târziu, după luni de zile, ne-au fost puse cheltuielile realizate în anul 2020 și în anul 2021 până la zi. În luna anului, în ceea ce privește secția de fotbal, în luna ianuarie, în luna februarie și luna martie, echipa de seniori a clubului sportiv a făcut două cantonamente, unul de 45.000 și unul de 60 și ceva de mii de lei. Și știm cu toții că această echipă este în Liga a 3-a cu salarii foarte mari, cu un lot numeros, exagerat de mare și fără să acuzăm pe nimeni, cel puțin la nivel pe surse, să spunem, se pare că doar primul cantonament a fost realizat în realitate, al doilea a fost doar înscrite, în hârtii. Dâns și știu foarte bine să acopere de hârtii și, în fine, cam așa stau lucrurile în ceea ce privește cheltuirea banului public. Noi, consilierii PNL, încercăm împreună cu colegii noștri de la USR Plus, încercăm doar să stopăm risipa banului public și direcționarea lui către lucrările de investiții, către dezvoltarea orașului. Trăim cu toții în municipiul Focșani și știm cât de jalnic arasă orașul Focșani. Vă mulțumesc. Sub administrația PSD, bineînțeles. Eu aș avea întrebare legată de ședința de ieri, dacă s-a discutat la comisie despre proiectul, propunerea de acordare a titlului de județean de onoare către domnul ambasador Vasile Soare. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în cursul ședinței a fost o situație puțin strânjenitoare pentru persoana în cauză. Da, mi-e pare rău, din păcate, noi am convenit cu domnul primar ca propunerile, ca toate propunerile, ca de altfel toate propunerile de proiecte de pe ordinea de zi să ne consultăm. Se pare că dânsul, și știm cu toții că este inconsecvent, una discutăm astăzi, mâine, alta se întâmplă. Noi ne-am întâlnit de nenumărate ori, eu personal m-am întâlnit cu dânsul, am discutat, am căzut de acord, aproape ne-am pupat, ca a doua zi să facă și să susțină altceva în spațiu public. Deci nu a fost discutat în comisie. Nu a fost discutat în comisie, nu a fost discutat înainte. Noi suntem oameni care vrem să analizăm, nu luăm hotărâri până nu, orice proiect de hotărâre, dacă nu s-a luat cel cunoscut, chiar dacă se publică, am vrea să analizăm în detaliu, nu ni se pun la dispoziție, nu în cazul domnului ambasador, ci în cele mai multe cazuri, sau în toate cazurile, nu ni se pun la dispoziție documente. Este un blocaj informațional. Am solicitat în multe cazuri studii de fezabilitate, proiecte tehnice pentru a vota în cunoștință de cauză. Dânsul dă dispoziție și vă spun că este ca la armată și nimeni din aparatul dânsului nu mișcă un deget. Suntem blocați informațional, nu ni se pune la dispoziție niciun document pentru că, mă rog, mi se ilă pe persoană fizică. Primăria Focșani este pe persoană fizică, mi se ilă.
Mulțumim. Noi vă mulțumim. La revedere.